De cel puțin două ori pe an, impresarul organizează preselecții naționale pentru a descoperi tineri înzestrați cu calități vocale deosebite, care să se plieze pe stilul promovat. Premianții sunt luați apoi în primire de bursuc. Acesta le oferă masă, casă și toți banii necesari pentru a primi educație muzicală. Ei pe Dan Bursuc îl văd ca un președinte, ca un, nu știu, un împărat, ca un... sau mai bine spus, ca un om cu puteri supranaturale, care poate să-i facă din săraci bogați. Buzele tale, două petale. Buzele tale, două petale. Nu e bine. Bine, unii erau cam mecanici auto, așa. Când vine pe Obama, Obama, ce suflet bun au țiganii. Obama, Obama, s-au ajuns la Casa Galbă. Obama, Obama, un om bun cu pielea neagră. Am plecat de jos cu multe greșine. Și cum muzica sa nu pare să-și iasă din modă, Dan Bursuc începe sub ochii noștri un nou sezon la Școala de Manele cu forțe proaspete. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și voi, dragi concurenți care sunteți aici, pentru că, într-adevăr, este o preselecție de aur, dacă pot să spun așa, preselecția Talentele lui Bursuc, o preselecție care se dorește a căuta și a găsi cele mai bune voci și nu numai. Ei bine, este o preselecție serioasă, așa că în jurul nostru se află numai personalități serioase și dați-mi voie să vi prezint Sorinel Puștiu! Sorinel Puștiu are 34 de ani și cântă de când se știe. Prima sa dragoste a fost acordeonul. Petrică Cercel este cu noi! Finul și bunul prieten al lui Bursuc, Petrică Cercel este un alt interpret îndrăgit în lumea muzicii de petrecere. Atenție, voia și Vijelia, că a venit și domnul Vali Vijelie! Vali Vijelie și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 11 ani, când tatăl său i-a cumpărat cadou un acordeon. Desigur, și inițiatorul acestei preselecții, domnul Dan Bursuc! Dan Bursuc este, după cum bine știți, inițiatorul preselecției și stăpânul manelelor. Axinte Florin Petrescu de la Vacanța Mare. Nașul Axinte, nelipsit de la evenimentele finului, a venit să dea o mână de ajutor la descoperirea talentelor. Copilul de aur! Copilul de aur, Sorin, pe numele adevărat, un cântăreț lansat la vârsta de 12 ani de Dan Bursuc. Și Cristiana, doamnelor și domnilor! Cristina este una dintre cele mai apreciate soliste aflate sub aripa lui Dan Bursuc. Primul care va intra în scenă și ne va da așa pe spate se numește Grigore Albert Ricardo. Bine, bravo, mă! Din 2000 de prieteni, 900 m-au vândut și acum când au probleme, foarte mulți care au fost înscriși la această preselecție n-aveau nimic comun cu muzica, n-aveau nimic. Dar știi cum e problema, îți dorești, fiecare om își dorește să ajungă fotbalist, să ajungă avocat, președintele României, un mare cântăreț de manele, sau mă știu eu. Oricine e liber și e dator să încerce, sau e deschis de a încerca, dar să-și încerce norocul. Acum, eu ce puteam să-i spun, tu nu veni sau asta, nu-mi pot permite. Ei trebuie să vină la preselecție și atunci noi luăm ce e mai bun, nu? Ai ochii de migdala, ai ochii de migdala, privirea ta mă toți concurenții trebuie să știe că e foarte mult de muncă până ajung sus de tot, cum sunt și eu la început și o să ajung sus. Sper să ajung și eu ca mama mea. Și toți trebuie să știe că va fi mult de muncă. Ia uitați-vă! Tu ai
scuze, emoțiile sunt peste noi aici. Tremuram, nu știu, lumile îmi băteau în ochi, nu mai puteam. M-a întrebat ca să rămânci, oare cine mă iubi, oare cu i-aș mai fi gândeam, dacă aș după de sână. M-a întrebat ca să rămânci, oare cine mă iubi, oare cu i-aș mai fi gândeam, dacă aș după de sână. Cineva mi-a spus că s-a uitat la Dan Bursuc în timpul în care cântam și a făcut semn din cap ca și cum că i-ar fi plăcut. Și sper și eu să-i fi plăcut, că vreau să ajung și acolo unde merit să fiu. Trebuie să îndeplinească foarte multe calități, nu numai vocale, comportament, ca fizic să arate bine, fie băiat, fie fată. Sunt multe pretenții în general, ca și la alte genuri muzicale. Lumea doarme, eu n-am somn, la geam eu plâng de dor. Ce n-aș da și cât aș vrea, să apar la ușa mea odată. Eu și tu la prima sărutare am depus același orământ. La, 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 la. Dacă Dan Bursu vede un copil talentat sau un copil, un fată, un băiat, nu neapărat copil să fie, atunci el își pune toată munca, tot ce are el asupra lui și poate să-l facă. El, dacă cineva e talentat, poate să-l facă să ajungă mare. Făcut la viața mea și bune și rele. De băie, râde, băie. Să vă bucurați și mi-am auzit de tine personal. Am jurizat la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, că nu cânt manele. Normal că era singurul român de acolo și eu singurul român din jur, vă dați seama, trebuia să țin cu românii mei. Dar vă spun că talentul tot de la țigan pornește. Așa că, fine Bursuc, dă-i înainte cu talentele tale. Mai. Nu cred că am cântat bine. Nu mi-a plăcut. Dacă mie nu mi-a plăcut, dar lor. Ce-o vrea Dumnezeu acum? Ochii tăi verzi ca smărădul, inima mi-a cucerit. Două raze de lumină, ce m-a făcut fericit. Dacă mi-ar da o șansă, aș face-o din nou. Și nu renunț. Am să cânt în continuare. Că e visul meu, îmi place să cânt și nu mă dau bătut. Vizele tale, două petale, le sărut pe tot peste picioare. Păi cum deschide gura cerotele, tău băi, prima, așteaptă-și-le, frenul, mare să mai fie. Și ne vine, mare vizele tale, ca două petale. Are dreptate, bă, vizele. Din ce faceam mare zile. Ți-am dat întrei băiatule. Mulți dintre ei n-au fost pregătiți, alții timorați, o parte dintre ei bunicei și vedem la sfârșit în funcție de note. A venit la preselecție pentru că domnul Dan Bursuc are un suflet mare și poate să ajute oamenii necăjiți. Și aș vrea să ajung și eu cineva să mă ridic prin muzică. Ia câte și un joc de acolo de la tine din zona, fratele meu. Tu ești de la Bistrița, nu? Ia un joc mișcat așa. De-a lui Geo. Hai, de-a lui Octavia. De câte ori plec de acasă, ziua mea nu rucoasă. Ce vede de oanele, până apune soarele. E vechea
casă și bamba, cu dracu să mor sărac, cu dracu să mor sărac. Și pe milioanele sărie pe serie, a da 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 da. Îmi doresc foarte mult să ajung și eu în mânele domnului Dan Bursuc. Toată lumea că el mi-a schimbat siguranță viața. Concurenția a fost foarte timid la început. Nu-i nimic, așa e de prima dată. Trebuie să te obișnuiești cu muzica. Hârtia aceasta este pentru toți bărbații de inițiară. Foarte frumos, ce tăticule. Când eram tânăr fecior, era fala munților, cum la ziua la vânat, prin codrume de dărat. Când eram tânăr fecior, era fala munților, cum la ziua la vânat. Mulțumim anticipat! Și m-am trezit la Sinaia. Dacă ar ști nevasta mea cât o porumb ar tăia. Dar nevasta mea-i drăguță, intru în casă mă născuță și dezbracă lainele și-mi vestea mă mâncete. Păi nevastă, fii muiere, ce-ai tu cu mâinile mele? Că cu tine beau o bere, cu ele eu fac avere. Romeo, fantastic ești! S-au strâns foarte mulți talentați din țară. Bine, unii erau cam mecanici auto, așa, dar asta eu m-au sunat unul odată să-mi spună, domne, m-am lăsat de... era mecanic auto și m-am lăsat de meserie și am văzut că cu cântatul să câștigă bani. Păi știi, domne, să cânt? N-am cântat în viața mea, dar măcar să fac bani așa. Deci omul se gândește ca să facă altceva, pentru că e criza acum. Și în moment de criză, am văzut din 65 de talentați câți au fost acolo, dacă au fost 10 voci unicele, restul nu prea aveau ce căuta. Ultima noutate promovată de Dan Bursuc, micuțul Lele, în vârstă de doar 10 ani, este un puști foarte talentat și carismatic, despre care mai toate fetele spun că va frânge multe inimi atunci când va fi mare. Urmându-i exemplul, foarte mulți copii visează să-i calce pe urme și tot mai mulți părinți îl contactează pe impresar pentru a le asculta odraslele. Lele a venit înainte cu o lună de zile, chiar două parcă, să anunț preselecția asta undeva prin decembrie. A venit la mine, m-am trezit cu el la ușă. Da, interesat, nu știu, pe la vecini pe aici, că stă pe undeva prin cartier pe la mine pe aici. Și tot îi spunea mamei lui să duceți-mă și pe mine la domnul Bursuc, vreau să ajung neapărat la domnul Bursuc. Nici nu mi-a fost necesar să mai încânte, numai felul cum a salutat și a spus bună seara și l-am simțit atât de deschis și plăcut și are o carismă care pe mine m-a zăpăcit băiatul ăsta. Când a început să cânte, m-a uimit și am spus, uite, nu mai e nevoie de nicio preselecție, că ăștia vin direct, nu știu unde, locul potrivit unde trebuie să ajungă. Sunt prințesorul lui tata, cel alina inima, sunt cel mai iubit copil de pe toată planeta. Le, 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 le. La această preselecție au fost foarte mulți copii mici, de 7 ani, 6 ani, 8 ani, 9 ani. Probabil promovându-l pe Lele, cel mai tânăr solist de la casa mea de producție, același lucru au simțit și ei, de a veni, de a concura, de a gândi că poate să devină și ei cineva. Secțiunea pentru copii este deschisă de cea mai tânără și curajoasă concurentă. La numai 5 anișori, domnișoara Raluca își caută deja un nume de scenă.
plecam la mine și trecăm, trebuie să mă alegi. Hai, Iorie, hai, Iorie, hai, palama. E toată lumea că și eu am fost un copil foarte amărât, niciodată în viața mea n-am cum să uit unde am plecat și vă sfătuiesc să fiți cu minți și să ascultați, să fiți cu capul pe umeri și să fiți ambițioși. N-am avut job de căsătia. Copiii cred că au venit majoritatea și pentru bani, că mulți dintre ei sunt cum sunt, nu au situație. Și mulți cred că și să fie cunoscuți, pentru că ne văd pe noi pe la televizor și își doresc foarte mult să fie și ei ca și noi, să ajungă și ei la emisiuni, să cânte. S-o blestem pe mama ce m-a părăsit atunci când tata a murit. Încearcă să cânti o altă melodie. Poți cânta o altă melodie? Nu prea. Orice, o altă melodie. Cântești tu de vii. Acum totul depinde de juriu și de ei. Eu le doresc baftă și numai bine să poată să meargă înainte. Are tu pe un tău ăsta. Bate, bate, tara, manele, arabia, bate, bate, se năsoare și nevasta mea. Bună ziua, mă numesc Gicuță Puștiu. N-am avut emoții, mi-a plăcut într-adevăr să cânt de față cu Dan Bursuc. A fost o onoare. Să auzi valas original, bate pe sistem orientat, tara, bate, bate, tara, manele, arabia, bate, bate, se năsoare. Să auzi valos original, bate pe sistem orientat. Dacă m-ar alege pe mine, aș fi cel mai fericit și aș fi foarte bucuros să merg cu el la anunți, la botezuri, la spectacole, să mă cunoască și pe mine lumea și fetele în special. M-am trezit la ultima preselecție acum și cu oameni de 40 de ani. Eu, din bun simț, nu mi-am putut permite să-i spun că eu nu lucrez cu persoane de vârsta asta, undeva până la un maxim 25 de ani. Aia-ți fa major! N-a putut să facă nimic până la 40 de ani, vă dați seama că nici de acum încolo nu poate. Stă cu geacă după el, bă. Pune-o pe orgă. Ca un lacrimă... Gheorghe, calul și căruța l-ai lăsat afară? Nu știu geaca undeva, frate, nici că ai zeci de milioane pe acolo, ți-l ieși ceva. Mi-a plăcut de mic manelele astea și aș vrea ca să fiu printre cei primii. Ca o lacrimă curată, așa e iubirea mea și nu aș putea vreodată. Mai deștept venim în mânghe. Ca o lacrimă curată, așa e iubirea mea. La 34 de ani sau 37 nu era normal să vii să particip la ce ne așteptam noi. Dar am încercat să facem cât se poate de bine și să îi încurajăm. Pe parcursul preselecției au fost însă și câțiva candidați care au atras atenția, ba chiar și aplauzele pretențiosului juriu. Din Petroșani sunt și
Și am venit la preselecție pentru... am găsit job-ul pentru a mă lansa, pentru că am o voce și vreau să mă folosesc. Talentată, cântă de la 10 ani și la școală a luat premiul întâi și place să cânte, cântă toate felurile de muzică, cântă folclor, lăutărie, tot ce vrei. Am tot ce vrei sufletul meu, am fătat și băiatul meu, copiii mai mult doresc, copiii mei vine să-i cresc. Noi încercăm să-i ajutăm, că și noi am plecat tot de jos și le dorim tot binele din lume, dar succes fără muncă nu există. 25 de ani am, vă spune Costelino la toată lumea bună ziua și în primul rând vreau să mulțumesc zurilor pentru toată lumea și pentru domnul Dan Bursuc! Aplauze! Am să fac sistemul această zi! În momentul în care ei urcau pe scenă, deci pentru mine mă impresionează și poziția în care ține microfonul și felul cum se manifestă și salutul. Te iubesc oriunde fii, de ori pe zi, te doresc mai mult, mai mult. Tânărul din imagine a impresionat în mod deosebit juriul. El și-a pierdut încă din copilărie vederea, singura sa alinare în viața de zi cu zi fiind muzica. Eu cred că voi câștiga și... pun mare speranțe. Am plecat de jos cu multe griji și nevoie. Am plecat de jos. Să mai ierti ala. Am plecat și plouă viața asta. Mă gândire, dar știu să pierzi și să crești. Am plecat de jos cu multe griji și nevoie. Am plecat de jos. Am trecut prin vânt și ploi. În viața asta. Mă gândire, dar știu să pierzi și să crești. Mi-amintesc mereu. Voce bărbătească asta, ce nu tu fine? Voce timbrată. Mi-am adus pe strada soare. Ce vrei, bă? Să-i dea 10. Vor ieși foarte multe talente, cred că vor ieși foarte multe, dar unul special care mie mi-a plăcut foarte mult a fost un băiat care a cântat Cristi Nucă, gen leutărească, așa mai spre folclor. Toți au cântat manele, unul singur a cântat folclor și cred că acela va ieși. Fă-mă, Doamne, o pasăre să zbor să îmi liniște bani. Să zbor peste bări și țări și-am să oi de sub până în mar. O, fă, 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 fă. Mai bine aș vrea să mor. Extraordinar bine, rău. Cânta foarte frumos și sunt foarte, foarte multe tinere talente care pot să și arate talentul chiar aici, la domnul Dan Bursuc. Noi suntem alături de el tot timpul și vrem să-l sprijinim în continuare, să devină și el, să ajungă și el, pentru că are talent și merită să-i se acorde o șansă și să fie sponsorizat și poate pe calea asta sperăm ca domnul Dan Bursuc să-l ajute și pe el să-l lanseze. Așa cum am fost eu cu fratele meu, Sorin, cum ne-a ajutat domnul Dan Bursuc pe noi, așa poate să ajute pe toată lumea, că așa e bine să vină să-și arate tot ce are, tot ce are e mai bun. Tensiunea și emoțiile participanților au ajuns la punctul culminant. În câteva momente, Dan Bursuc va anunța câștigătorul preselecției. 9 10 19 9 28 10 38 10 48 10 58 10 68 E în locul 1. Și cum doi dintre finaliști au primit din partea juriului punctajul egal, cei doi tineri sunt invitați la un duel muzical. Viața mea de vagabond a schimbat-o, dar nu pot. Nici nu pot și nici nu vreau să trăiesc fără să beau. Am o inimă plângeșe și nimeni nu mă întoarce. Inima mea cea mai bună.
Noi ne-am consultat deja aici tot juriul, iar pentru grosul, într-un caz special, îl voi invita la mine la studio să mai luăm legătura. Juriul a acordat ca sârbu să câștige. Locul 3. Alexandru Cristian George. Oare cine am eu? Oare tu ești mai și sper pe viitor să colaborez cu domnul Dambursur, Bursu, care ne-a promis aceasta, ne-a făcut o promisiune că să colaborăm. Locul 2. Moldoveanul nostru, Nonucă Florinel. Vă mă, doamne, o pasăre să zbor să am liniște bani. Am să dau tot de mine ca să ajung cineva. Și am să muncesc foarte mult, fiindcă fără muncă nu rezolv nimic. Invităm la scenă deschisă în aplauzele dumneavoastră pentru câștigătoarea pentru câștigătoarea acestei preselecții. Mă emoționez și eu la rândul meu dintr-un singur motiv, că este vorba de nepoata regretatul nostru, Toni Iordache. Eschimie Daniela Mădălina. Să că am câștigat premiul acordat de domnul Dambursu și pe viitor o să încerc să muncesc cât mai mult pentru a ajunge la nivelul celor mai mari cântăreți. Am vrut să ajungă la domnul Dambursu ca să o facă mare. Vreau să mulțumesc domnului Dambursu și părinților mei, în special tatălui meu, care eu am moștenit talentul acesta de la el. Câștigătorii la această ultimă ediție pe care am avut-o sunt talentați, sunt ok, dar nu m-au putut convinge de ajuns. Urmează ca să-i invit la mine la studio să pot lucra cu ei. Alexandru Cristian, Nonucă Florinel, Eftimie Daniela. Ei sunt tinerii cărora Dan Bursuc le va schimba viața și îi va transforma în mari vedete ale genului manele. Pentru aceștia, competiția abia acum începe. Noi vom fi alături de ei și vă vom prezenta drumul lor spre celebritate.